Am ajuns în satul Brestovoț după ceva ploi, dar în acea zi șansa a făcut să putem vedea școala gimnazială din sat, renovată de Asociația Bookland. Ce s-a făcut acum este totul deosebit, s-a făcut chiar o treabă bună și eu cred că există o legătură între cum arată și ce se învață într-o școală. Iar cel mai important este accesul copiilor, accesul la tehnologie care face irelevant faptul că sunt într-un sat. În plus, ei trăiesc în mijlocul naturii, în aer curat, într-o zonă a Banatului foarte frumoasă. Școala ar trebui să fie despre cultură generală, despre vocație și despre performanță pentru cei care vor și pot mai mult. Iar când ai toate condițiile asigurate, acest lucru este mult mai ușor. Mă bucur să văd astfel de inițiative la noi, să aplaud implicarea tuturor și sunt onorat să fiu ambasadorul acestor acțiuni. Bună ziua! Bună ziua! Bine ați venit la noi! Bine v-am găsit! Pâine și sare, n-am primit niciodată. Foarte bună! Frumoasă treabă s-a făcut aici. A fost un pic de muncă. Da, a fost un pic, mult mai mult, nu un picuț, sigur. Da, 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 îmi dau seama. Întreaga comunitate pus o mână de ajutor aici, începând de la părinți, copii, reușit să profesori, pe părinți. Da. Da, mare lucru. Da. Mi se pare că tot timpul există o legătură între cum arată o școală, cel puțin asta am văzut la Timișoara, cum arată școala și ce se face în școala, tot timpul există o legătură. Terenul de sport arată foarte bine. Da, acesta, primăria a contribuit 100%. Cum vă simțiți de la cota de 4.000? Am început să mă simt tot mai bine cu timpul. La început mi-era mai greu. De obicei, când ești tânăr, altitudine e un pic mai dificilă, dar după 30 de ani e mai bine și acum, la 47, deja e tot mai lejer, merge tot mai ușor. Laboratorul TIC. O, ce frumos! Da, foarte frumos, ne bucurăm, mulțumim celor care s-au străduit să ne doteze așa un laborator de cu tot ce arată. Este necesar, da. 20 de laptopuri. Hai să fac și o poză, n-am mai văzut așa ceva. Așa, cred că nici în unele orașe nu sunt așa nu. Laboratoare frumoase. Eu vreau să văd cum funcționează o tablă interactivă, că n-am mai văzut. Copii, cum vi se pare renovarea școlii? Da? Acolo unde merg eu pe munte, în Nepal, am fost la o școală unde o asociație spaniolă a renovat o școală și au făcut un internat pentru a putea dormi copiii acolo, lângă școală. Din cauza că era o zonă muntoasă și școala era într-o vale și copiii trebuiau să
coborau de pe munte o oră și ca să plece de la școală înapoi acasă urcau 5 ore. E o țară foarte săracă și singura lor șansă era să învețe cartea. Să cântăm un cântec, 3, 2 și... Dacă vezi că se trăiește vatea așa, dacă vezi că se trăiește vatea așa... Ștefan? Ce te faci? Cum? Polițist. Păi câți polițiști o să aveți aici? Polițist. O să fiți deja doi. Sper că nu mai vreți mult să vă faceți polițiști. Spune tu ce vrei, Călin. Cioban. Are lui. Așa. Lui îi plac animalele, ei au o fermă. Plăcău. Am înțeles. Dar voi conduceți același tractor sau aveți fiecare tractorul lui? Aveți? Am înțeles. Deci sunt tractoare aici în sală. Cum îi puneți în bănci? Pe cei mai cu minți în față și pe cei mai... Nu, cu minți în spate sau îi mai rotiți? Nu avem segregare. Aici e și cum vor ei, dacă se potrivește. Și dacă nu, îi mai mutăm. Condiții sunt acum oricum. Școala e Neckermann. Putem să ne mândrim cu mare drag. Școală modernă. Da. Da. S-a lucrat ceva aici? Aici trandafirii, o parte din ei i-am primit, tot cu ajutorul Asociației Buclen. Și copiii îngrijesc aici trandafiri, aveți niște foarfece să... Nu prea avem voie să-i punem, doar la anumite activități practice. Păi trebuie să învețe un pic să-i mai tundă, da, să-i mai... Da, trebuie. Eu cred că la copii le place să grădinărească. Au mici, de, și pentru handbal, și pentru... basket și pentru fotbal. Au. Da. Eu în fața casei am pus un coș din ăsta de basket și toți copiii vin să joace acolo, da. Și coșul de basket tot cu ajutorul Asociației Buclen, plus mingile, plus câteva echipamente sportive. Asociația Buckland a făcut o treabă foarte bună cu această școală renovată în comuna Brestovăț. Școala este caldă, este curată și asta s-a făcut prin efortul unor oameni, unor organizații, unor firme, al primăriei, al personalului școlii, al părinților. Toți au lucrat împreună și s-au agregat pentru ca această comunitate să aibă grijă de educația copiilor. Drag Buckland, vă mulțumim pentru tot ce ne-ați făcut, pentru că ne-ați renovat, școala ne-ați înfrumusețat. Totul a început în primăvară, când au început să apară schele pentru acoperiș, culori vii și colorate pentru sălile de clase. Jaluzele verticale peste tot în școala mare. Parchet nou peste tot, care e frumos foc. Gresie pe holul mare, care așa a prins culoare. Caloriferele ni le-a schimbat, condiții bune ne-a creat. Tot atunci s-a întâmplat, laborator TIC complet renovat, imprimantă pentru printat, tablă smart ca la oraș. Cu de toate ne-ați dotat, chiar de suntem de la sat. Avem o școală frumoasă datorită dumneavoastră. Nu mult timp a trecut, primăria ne-a făcut un teren frumos de sport să-l folosim cu folos. Dumneavoastră ne-ați dat echipament colorat, minci și cele necesare ca noi să facem mișcare. Garofițe, trandafiri, dale și garduri vii au făcut și ele parte din proiectul Caracarte. Construim oameni.